Surse credibile din PSD susțin că socialdemocrații poartă negocieri intense pentru postul de viceprimar. Vineri 20 ianuarie au avut loc deja primele negocieri. Întrebat dacă se confirmă întâlnirea cu senatorul Dan Manoliu, primarul Lucian Micu a ezitat să dea un răspuns tranșant. Contactat telefonic, senatorul Dan Manoliu a confirmat întrevederea și a spus că este adevărat că a fost împuternicit de președintele organizației județene Ion Arsene să inițieze o asemenea discuție. A confirmat prima întrevedere cu primarul interimar Lucian Micu, în care i-a comunicat dorința PSD. Potrivit aceleași surse, ar urma să mai existe o întrevedere și luni 23 decembrie la întoarcerea din străinătate a președintelui PNL Laurențiu Leoreanu. Socialdemocrații au în consiliul local 6 consilieri pe Iulia Havrici, Constantin Holman, Ilie Boloca, Eugen Pătrașcu, cu Radu Curpan și Daniel Vasiliu. Se pare că în cărți ar fi Iulia Havrici, economist la Rosal, om cu mare experiență administrativă și consilier local de mai multe mandate, dar probabilitatea unei asemenea opțiuni este minimă, ținând cont de relațiile contractuale ale operatorului de salubritate cu primăria Roman, situație în care ar putea să apară o vădită stare de incompatibilitate. Constantin Holban este pensionar și administrator la societatea Cerasab din Săbăoani. Ilia Boloca este director la Clubul Copiilor, recent confirmat în funcție de concursul pe care l-a promovat. Profesorul Radu Curpan lucrează ca secretar la Școala Burienești, unde este director tatăl său, iar Daniel Vasiliu are o firmă de arhitectură. Eugen Pătrașcu este președintele organizației de pensionare a PSD Roman. Discuțiile de până acum dădeau favorită pentru postul de viceprimar pe liberala Roxana Iorga, președinta organizației de femei a PNL. Rămâne de văzut dacă PNL-ul va scăpa din mâini postul de viceprimar în condițiile în care are 15 consilieri și nu are probleme cu trecerea proiectelor.